Încă de dimineață, angajații firmei de construcție au ajuns pe șantier și au vrut să se apuce de lucru. Dar, surpriză, din cauza unor mașini parcate, lucrările nu au putut începe. După cum se lucrează în România, sincer vă spun, nu-mi vine să cred. Nu reușim să dăm de proprietari. Pe acest perimetru, constructorul trebuie să instaleze o schelă ca să poată înceapă reconstrucția blocului. Acest lucru este însă imposibil din cauza celor două mașini parcate aici. Mai mult decât atât, plasa de protecție nu poate fi nici ea instalată din același motiv. Trebuie să facem organizarea de șantier. Ne vine foarte greu cu mașinile parcate să izolăm perimetru, să evităm accidentele de muncă. Locatarii împreună cu reprezentanții firmei de construcții au apelat la autorități pentru a elibera perimetrul șantierului. Din nou piedici. Am fost la secția 2 poliție, de acolo am primit numărul de la poliția locală, de la poliția locală la ADP, de acolo la poliția rutieră și tot așa. Autoritățile au însă propriile justificări. Să se adreseze la poliție și poliția apelează la noi. Vă duce așa, de capul meu. Mă dă judecată. Nefiind vorba de mașini care erau parcate neregulamentar, nu a existat motivația și nici cazul ca poliția locală să intervină. Situația s-a rezolvat în câteva ore și munca a început. Asta pentru că proprietarii mașinilor au apărut și le-au mutat. Cetățenii noștri, conform bunului obicei în ghilimele, simplu, au rupt banda și au parcat mașinile. Astăzi, la 12 și un sfert, nu mai era decât o singură mașină. Autoritățile locale promit că reconstrucția blocului de pe strada Brăiloiu va merge conform planului și banii trimiși de guvern, 200.000 de euro, vor fi cheltuiți până la finalul anului.